având în vedere suspiciunile legate de persoana mea, am decis să suspend activitatea în cadrul PMP până la clarificarea situației apărute. Totodată, pentru a nu prejudicia imaginea partidului în campanie electorală, am decis să mă retrag și de pe lista de candidații PMP la alegerile europarlamentare. Așa cum am procedat și în alte situații similare, mă pun și de această dată fără niciun fel de rezerve la dispoziția justiției și am încredere că justiția va analiza obiectiv și imparțial faptele de care sunt acuzat. Fiind vorba despre fapte care s-au petrecut în urmă cu doi ani, consider că nu este necesară în ceea ce mă privește cererea de arestare preventivă, se arată într-un comunicat semnat de Florin Popescu. Gestul vine după ce DNA a cerut aviz pentru arestarea preventivă a lui Florin Popescu în dosarul în care acesta este acuzat că a cerut administratorului unei firme aproximativ 70 de tone de pui în valoare de peste 400.000 de, de lei pentru a le da cetățenilor în campania electorală din iunie 2012.